Această emisiune se adresează și persoanelor cu deficiențe de auz. Bun găsit, dragii mei! Tot Aura Stoienescu sunt. Astăzi am dorit să alocăm un spațiu mai larg unui eveniment important la nivel mondial, și anume Ziua Mondială a Turismului, pentru că, așa cum se discută astăzi la o întâlnire legată de acest eveniment, turismul este viitorul Gorjului, dragii mei, ca și activitatea economică. Am învățat la geografie că activitățile, economia e agricultură, industrie, turism și încă ceva, dar nu mai știu ce. Invitatul meu de astăzi este domnul Radu Ciobanu, președintele Asociației Acasă la Brâncuș și președintele Antrec Gorj. Bine ați venit pentru prima dată la ENSA TV. Bună seara, mulțumesc pentru invitație și sperăm să evidențiem, așa cum se cuvine, acest eveniment mondial care înseamnă Ziua Mondială a Turismului, zi în care este sărbătorită această activitate pe tot mapamondul și normal că și în România și la Gorj nu putea să lipsească de pe agenda de lucru a nu numai Asociației pentru Promovarea Turismului Acasă la Brâncuș, ci și agenda de lucru a Consiliului Județean, a Primăriei Târgu Jiu și a celorlalți factori implicați în această asociație. De altfel, noi am primit invitație de a participa la evenimentul dumneavoastră de la Consiliul Județean Gorj, care este membru în asociația dumneavoastră, ca și primării din județul Gorj, consilii locale, agenții economici, agenții de turism. Chiar am văzut la întâlnirea de astăzi pe care ați organizat-o împreună cu instituțiile și cu ceilalți parteneri din cadrul asociației, și parteneri din județul Hunedoara, și a fost o masă de lucru puternică activitatea de astăzi, deci chiar s-a dezbătut, ați avut invitați și de la ANT, de la Autoritatea Națională pentru Turism, chiar s-au dezbătut puternic lucrurile și aș vrea să știu dacă sunteți mulțumit de rezultatele întâlnirii de astăzi. Da, sigur că da. Consider personal că lucrările au avut succesuri pe care scontam, mai ales pentru faptul că în urmă cu 2 ani de când a apărut această asociație de promovare, tot ceea ce se cunoștea despre Gorj era făcut la un nivel micro, factorii implicați în promovarea turistică a județului Gorj erau la nivel de Autoritate Națională de Turism, la nivelul unor agenții de turism care căuta să facă niște pachete proprii pentru atragerea turiștilor, nu neapărat străini, ci atragerea de turiști din alte zone ale țării, mai ales din județele învecinate Gorjului, care să facă, iată, cunoștință cu tot ce are mai valoros Gorjul. Cred că dacă, și sunt convins, dacă această asociație apărea în urmă cu 10-15 ani, eram foarte departe cu anumite proiecte care se pot dezvolta pentru a pune în valoare mult mai mult potențialul nemaipomenit al județului Gorj cu tot ceea ce ține de atracțiile turistice. Totuși, chiar dacă a apărut destul de târziu, această asociație este o asociație constituită juridic, la care, din care fac parte consiliile locale ale unor localități din partea de nord a județului, localități cu un peisaj mai spectaculos, și să nu uităm faptul că Dumnezeu ne-a înzestrat cu natură generoasă în frumuseți de tot felul. Nu mai vorbim de faptul că aici se găsesc monumente originale ale naturii, găsindu-se vestitele chei și peștera ale Olteniei de sub munte, ne mai vorbim de semnificația aparte a unor monumente istorice, Padeșului Tudor Vladimirescu, sau inegalabilă valoarea unor opere de artă versus Hobița și Constantin Brâncuș, sau bogăția
unor colecții muzeale din județul nostru, colecții muzeale care păstrează tradițiile gorjenilor, sau persistența, sigur că da, persistența unei creații populare păstrătoare de vechi tradiții, meșterii populare din Gorj, făcând parte și fiind luați în vizor de Autoritatea Națională de Turism în manifestările pe care le organizează la nivel de promovare europeană. Aici vorbesc de târgurile de turism de la Viena, de la Berlin sau cele naționale, bianuale, târgul de turism de primăvară sau cel de toamnă, unde Gorjul este prezent la standul ori al acestei asociații, ori la standul Antrecului, prin tot felul de materiale de promovare ale pensiunilor care doresc să se facă văzute pe harta județului Gorj. Într-adevăr, am fost și noi, cred, da, anul acesta la târgul de primăvară la București și chiar Gorjul a fost la înălțime, a avut un stand deosebit de generos, de gălăgios, adică am avut acolo taraf, sculptor. Da, trebuie atras atenția cât de cât. Bine, gălăgios în ghilimele, în sensul deci bun, faptul că trebuie, în da. Sensul bun. Efectiv, oamenii au stat mult să admire tradițiile de acolo. Parcă era o reprodusă, o casă țărănească, aveam țesătoarea care lucra, sculptorul în lemn, totul, taraful care cânta și foarte, foarte mulți dintre vizitatori au zăbovit ceva timp la standul Gorjului, toate standurile erau foarte frumos amenajate, dar parcă al nostru era cel mai țărănesc, așa, cel mai tradițional, sau sunt eu subiectivă? Nu sunt subiectivă, fac referire chiar anul acesta. A avut loc la Craiova un eveniment important legat de activitatea de turism. A fost un târg regional în care asociația a fost prezentă cu materiale de calitate, cu meșteri populari, cu produse gastronomice care au fost gustate de către vizitatori. Am făcut concurență lui Mircea Dinescu, care deja e un abonat la aceste târguri, și sper ca pe viitor turiștii, mai ales cei din Dolj, Doljul fiind un rezervor de turiști pentru județul nostru, Craiova are locuitori cât tot județul Gorj. Nu degeaba la sfârșit de săptămână toate văile care duc pe munți spre munții Gorjului, cheile Sohodorului, cheile Galbenului, cheile Oltețului sau râurile Șușița Verde, Șușița Seac, Valea Tismanei, Valea Bistriței sunt deja călcate de foarte mulți turiști din județele limitrofe. O să facem o precizare pentru persoanele hipoacuzice pe burtier. Faptul că din asociația Acasă la Brâncuș fac parte Consiliul Județean Gorj, primăriile din zona de nord a județului, Primăria Târgu Jiu și consiliile locale, Primăria Târgu Jiu, societăți, ONG-uri și agenții de turism. Și agenții, da? Da, sigur. Deci societăți private, agenții de turism și ONG-uri. E un lucru bun, e un lucru deosebit că ați reușit să faceți acest parteneriat public-privat, până la urmă este această asociație. Pentru că turismul este într-adevăr viitorul Gorjului și se pot face bani mulți din turism, mai ales că Gorjul este depozitarul, așa cum spuneați și dumneavoastră, unui complex de obiective turistice. Adică vine omul și găsește absolut tot ce își dorește la noi. Vrea să se ducă cu motorul
să caute adrenalina, o ia pe Transalpina. Vrea să meargă cu mașina de teren, găsește drumurile forestiere. Peste tot vrea să facă rafting, se duce pe Jiu, cel mai bun traseu din țară. Cele mai multe peșteri, cele mai frumoase trofee de vânătoare, dacă stăm să ne gândim. Multe mănăstiri, într-adevăr, nu concurăm poate cu Moldova, dar multe mănăstiri avem și noi, cu un istoric bogat. Atât ne lipsește promovarea, exact ceea ce dumneavoastră faceți acum. Da, exact. Nu ne putem plânge de numărul de așezăminte monahale, pentru că aproape suntem egal cu zona Moldovei. Zona Oltenia de sub munte este arhiplină de tot ceea ce ține mănăstirii, schituri și, repet, concurăm deja ca număr cu cele consacrate deja din nordul Moldovei. Mai ales că, fiind și, să spunem, facem apel la patriotismul local, mulți domnitori ai țării românești și-au construit aici așa zisele case de vacanță, acele palate care mai persistă și astăzi, cule sau mănăstiri care au fost ctitorite în timpul domniei lor și care, normal, sunt atracții turistice deosebite. Ce aș dori să spun pe agenda de lucru a acestei întâlniri care a marcat Ziua Mondială a Turismului, au fost ridicate două probleme. În primul rând, ceea ce înseamnă obligatoriu parteneriatele public-private, care sunt creatoare de locuri de muncă, sunt creatoare de locații care pot să atragă turiștii pentru recreere prin diverse forme și proiectul care dorește să realizeze acel brand turistic al județului Gorj, la care se lucrează. Sunt proiecte generoase care implică mult efort, inspirație pentru a găsi soluția ideală pentru motivarea turiștilor ce vor veni în județul nostru. Pentru că prima dată trebuie să știe ce pot găsi la noi, ca după aceea să vină. Clar. Sigur, am ridicat problema acestor parteneriate public-private, mai ales în această zonă de nord a județului, dar nu numai, pentru că în județul Gorj, atât muntele, dealul și șesul sunt aproape în proporție egală și proiectul care se dorește a fi implementat și va fi implementat se datorește unei federații de pescuit sportiv din România, care își propune amenajarea de spații în parteneriat public-privat cu primăriile și consiliile locale din toată zona Gorjului pentru a atrage turiști în scop de recreere. Nu contează decât o perseverență și consecvență din partea primarilor care conduc aceste localități, pentru că e plin de balastiere părăsite, gropi, mă refer, e plin de terenuri mleștinoase care cu un pic de efort pot fi atrase în domeniul public, iar apoi prin crearea acestor parteneriate cu investitorii locali, investitorii particulari care au posibilități financiare, pot să creeze astfel de locații, urmând de exemplu altora care sunt deja constituite în România. Mă refer la județul Alba, unde un astfel de proiect a fost implementat. Din păcate, președintele Federației Române de Pescuit Sportiv nu a putut fi prezent la această acțiune pe care a organizat-o Consiliul Județean, dar materialul pe care l-am prezentat a scos în evidență faptul că
În județul nostru se poate practica această activitate în scop recreativ și lucrativ. Care este ponderea Consiliului Județean? Ce face el în cadrul asociației? Cum vă sprijină? Sunteți președintele asociației, președintele ANTREC-ului? Și aș vrea să știu în ce măsură se implică Consiliul Județean din punctul dumneavoastră de vedere al unui președinte al unei asociații, dar în același timp lucrând în mediul privat și vedeți altfel lucrurile decât cei din administrație. Da, cum sigur. Aveți sprijinul Consiliului Județean ca membru al acestei asociații? Da. Am spus, din păcate a luat ființă poate mai prea târziu această asociație, dar faptul că se implică factorii de decizie la nivelul de vârf, Consiliul Județean Gorj în primul rând și celelalte consilii locale de pe partea de nord a județului, fac în așa fel încât să avem niște fonduri, există o cotizație care a fost stabilită în adunarea generală a asociației, cotizație pe care aceste consilii locale o virează în contul asociației, care este constituită din punct de vedere juridic. Ceilalți membri la fel plătesc cotizația, atât agențiile de turism care sunt afiliate, atât ONG-urile care sunt afiliate sau societăți comerciale care au activitate în domeniul turismului. Ele plătesc această cotizație anuală, cotizație din care se realizează anumite evenimente, participări la târgurile regionale de turism, la târgurile naționale de turism, la târgurile internaționale de turism, și Gorjul a fost prezent cu foarte mult succes la târgurile de la Viena, de la Berlin, mai ales acum în ultimul timp, la ultima manifestare la care a fost prezentă Autoritatea Națională de Turism în Israel, unde meșteri populari au din Gorj au fost prezenți acolo și și-au etalat măiestria în domeniul pe care îl practică. Nu mai vorbesc de faptul că în calitate de președinte a întreg filiala Gorj, în revista lunară a acestei asociații Antrec România, denumită Vacanțe la Țară, nu a lipsit aproape niciun număr în care să nu fie un articol legat de ceea ce ține de Gorj, de prezentarea de pensiuni turistice sau de evenimente care au avut loc pe teritoriul Gorjului. Nu mai devreme decât luna iunie, când deja probabil că am intrat în cartea recordului cu ziua ei românești, care a fost sărbătorită în Târgu Jiu, pe axa Brâncuș, apoi la Peștișani, înspre Seuca, unde prin generozitatea spațiului pus la dispoziție de către Consiliul Local, prin primarul actual, domnul Cosmin Pigui, care este un om de acțiune, am fost plăcut impresionat de faptul că pe acea zonă în care s-a sărbătorit IA românească au fost mii și mii de participanți îmbrăcați în acest element vestimentar care scoate în evidență ceea ce ține nu numai de Gorj, ci și de România, și prin numărul meșterilor populari care au participat la această manifestare, au fost, după părerea mea, peste 50 de meșteri populari care la standurile fiecăruia și-au prezentat tot ceea ce ține de tradiții, de artă populară, gastronomie, programul artistic a fost foarte bine ales pentru această manifestare, a fost participare din partea Autorității Naționale pentru Turism, din partea unor personaje
cunoscute în lumea cinematografiei, în lumea teatrului și cred că a fost o reușită. Sigur că da. Am să rog regia să facă precizarea pe burtieră. Astăzi este Ziua Mondială a Turismului și să pregătim și cele câteva declarații pe care le-am selecționat din tot ce s-a vorbit astăzi la întâlnire. Putem formula declarații. Consiliul Județean Gorj, împreună cu alți asociați, cu alte unități administrativ-teritoriale, cu agenții economici de la nivelul Gorjului, cu alte entități de altă natură, au constituit în urmă cu ceva vreme o asociație menită să promoveze de asemenea obiectivele turistice din județ. E vorba de Asociația Casa la Brâncuș. O asociație care își desfășoară activitatea tot mai intens. Printre elementele de care se leagă buna desfășurare a activității acestei asociații, sigur, putem să enumerăm mai cu seamă participarea la târgurile internaționale de gen, dar nu trebuie omise simpozioanele, întâlnirile pe care le organizează împreună cu cei implicați în dezvoltarea și promovarea turismului. Tocmai de aceea, în numele acestei asociații, la care și Consiliul Județean Gorj este parte, în numele tuturor asociațiilor, vă rog să-mi permiteți să transmit un bun venit special oaspeților noștri din afara județului Gorj și să le spun așa cum ne place nouă să spunem în ultima perioadă: bine ați venit acasă la Brâncuș! Pentru că e o zi de mare sărbătoare, spuneam pentru dumneavoastră, pentru toți cei din turism, vă rog să-mi permiteți ca în numele Consiliului Județean, în numele meu personal, să transmit din tot sufletul realizări în obiectivele pe care vi le-ați propus, să vă doresc reușite, sănătate și, bineînțeles, urarea tradițională la mulți ani. Profităm de ziua asta ca să mulțumim sigur unuia dintre cei mai activi, cei mai experimentați și cei mai buni oameni pe care i-a avut turismul gorjean. E adevărat, președintele Consiliului Județean Gorj, domnul Cosmin Pinhai Popescu, a semnat un înscris de onoare pe care îl oferim astăzi, cu ocazia Ziua Mondială a Turismului, din partea Consiliului Județean Gorj, și o să vă rog să-mi permiteți să mă ridic. Se oferă un înscris de onoare domnului Radu Ciobanu, președinte al Asociației pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului Acasă la Brâncuș, președinte al Antrec Gorj, în semn de respect și apreciere pentru activitatea desfășurată cu profesionalism și dăruire în slujba turismului gorjean. Domnule Ciobanu, face mare și vreau să vă transmit, în primul rând, tradiționalul la mulți ani. Astăzi e Ziua Mondială a Turismului și, într-un fel sau altul, toți cei prezenți astăzi aici, și nu numai, sunteți implicați în această activitate și normal că sărbătorim cum se cuvine, sărbătorim românește. Despre turismul în Gorj, ce aș putea să spun decât că îl văd ca pe o alternativă. Îl văd ca pe o activitate ce poate să se dezvolte. În ultimii ani deja s-a văzut că Gorjul contează pe harta turistică a României, de la est la vest, de la sud la nord, de la Transalpina, de la Rânca, spre ansamblu Brâncuș, spre zonele minunate de sub munte. S-au dezvoltat activități din acest domeniu și acest lucru se vede și în statistici. Și aceste lucruri nu pot fi posibile fără ajutorul dumneavoastră, fără ajutorul celor care v-ați implicat și care ați organizat o serie de evenimente de anvergură
evenimente care au fost promovate și pentru aceasta mulțumim și mass media că a popularizat evenimentele și au fost promovate la nivel național. Ce să spun mai mult? Că profesionalismul în acest domeniu se vede, se cunoaște. Nu pot decât să vă mulțumesc în numele meu personal și al instituției prefectului și să vă doresc succes în continuare tuturor. La mulți ani încă o dată. Dacă în acest an la Târgu Jiu am aniversat 610 ani de atestare documentară, asta înseamnă că avem și ce să oferim turiștilor care ne trec pragul, începând de la, bineînțeles, Perla Coroanei, așa cum ne place să-i spunem, ansamblul Calea Eroilor de la Târgu Jiu, realizat de Marele Constantin Brâncuș, dar și de locurile încărcate de istorie din obiectivele turistice locale, de la citirea proclamației de către Tudor Vladimirescu. Avem aproape la fiecare colț de stradă o poveste pe care trebuie să o spunem turiștilor care ne trec pragul. Ne confruntăm și noi la Târgu Jiu cu ceea ce știu că se confruntă în general colegii din țară. Faptul că încă suntem un oraș de tranzit pentru turiști. Vin, vizitează ansamblul, vizitează câteva obiective turistice și nu rămân așa cum ne-am dorit peste noapte, nu consumă aici, nu mănâncă aici, nu își lasă banii în Târgu Jiu, pentru că în fond și la urma urmei, asta este ceea ce ne dorim cu toții, de a face turiștii să se simtă bine și a plăti pentru acest sentiment, bineînțeles. Pentru asta am considerat că este bine ca împreună cu colegii de la Gorj să invităm reprezentanți și din alte județe, de la Centrele Naționale de Informare și Promovare Turistică, să facem un schimb de experiență cu ce ne confruntăm fiecare, ce idei avem, ce rezultate avem, să ne cunoaștem pentru a ne trimite turiști de la unii la alții, să discutăm și să fim alături de proprietarii de hoteluri din Târgu Jiu și din județul Gorj și de a crea niște pachete turistice, pentru că, în fond și la urma urmei, faptul că turiștii nu au un pachet turistic la dispoziție, de aceea nu rămân mai mult de o noapte în Târgu Jiu sau nu rămân nici măcar o noapte sau în județul Gorj. Dacă îmi permite să dau câteva lucruri. Spuneați de instituțiile de spectacole din județul Gorj. Iată că de câțiva ani de zile promovăm destinația turistică Gorj cu ajutorul acestor instituții de spectacole. Ansamblul artistic profesionist Doina Gorjului a fost unul din pilonii de bază al promovării turistice. Ei au în repertoriu un tip de spectacol care se cheamă Nunta la Gorjeni. E, spectacolul ăsta noi l-am oferit agențiilor de turism chiar cu titlu gratuit, să-l introducă în ofertele lor, în pachetele turistice, dar cu condiția ca acest spectacol să fie pus în scenă la Muzeul Arhitecturii Populare de la Curtișoara. Și încă o dată facem această ofertă agențiilor de turism pentru a promova acest tip de spectacol, pentru că prin spectacolul ăsta, de fapt, promovăm în primul rând Muzeul Arhitecturii Populare de la Curtișoara, pe care toată lumea îl știe că este depozitarul tradițiilor gorjene, în special a tradiției lemnului, a fascinației lemnului. Apoi avem acolo Cula Tătărăscu, un obiectiv turistic de o importanță extraordinară. Sunt exponate care vin și ne povestesc despre munca țăranului gorjean în gospodărie. Sunt tot felul, mori de apă, ustensile pe care țăranii le foloseau și poate că le mai folosesc și acum unii dintre ei. Ansamblul artistic profesionist Doina Gorjului
are o minunăție de spectacol, acest spectacol Nunta la Gorjeni, cu care am fost și la Viena, de două ori, odată în cadrul unui eveniment internațional de o importanță extraordinară, mă refer la Târgul Internațional de Turism de la Viena. Acolo au fost jucate 8 spectacole. Deci Doina Gorjului a intrat în 8 spectacole pe scena Târgului de Turism. Aș vrea să cred că Autoritatea Națională pentru Turism împreună cu dumneavoastră, pentru că nu vreau să fac aici nicio deosebire între autorități locale, autorități centrale, companii, ONG-uri, ce spuneam, să reușim să atragem cât mai mulți turiști străini în această parte a țării. De ce în această parte a țării? Pentru că Gorjul alături de alte zone și Oltenia alături de alte regiuni are un potențial fenomenal. Transilvania a fost focus anul acesta, după cum bine știm, alături de anul Brâncuș, da, pentru Autoritatea Națională pentru Turism, și în contextul în care ghidul britanic Lonely Planet a considerat-o locul 1 în topul destinațiilor de vizitat pentru toți turiștii. Vreau același lucru și pentru Gorj. Vreau eu și cred că e și mai important să vreți și dumneavoastră. De ce? Pentru că Gorjul poate, pentru că vreau să vă spun acum care ar fi câteva dintre direcțiile pe care vi le împărtășesc, pentru că nu pot să zic că vi le indic, că nu cred că are nimeni căderea să indice cuiva ce să facă sau care este ecuația perfectă. Cert este că printr-o combinată, să zic așa, putem să facem din această regiune, și vorbim din nou de Oltenia, dar din această zonă cu precădere, da, de Gorj și Târgu Jiu, o zonă cu un număr mult mai mare de turiști, atât români, cât și străini. Pentru că interesul foarte mare al nostru este să aducem și cetățeni români în Oltenia, Gorj, înspre Târgu Jiu. Da, s-au spus lucruri importante acolo la întâlnirea de astăzi. Iată, și reprezentantul Autorității Naționale pentru Turism, care vă invită mereu la acțiunile lor, vă oferă standuri și apreciază foarte mult Gorjul și echipa de la Gorj. Deci chiar și la Târgu de la București și când au venit la Ia Românească și acum am constatat o susținere puternică pentru Gorj din partea NTU-ului. Da, nu este întâmplător faptul că suntem nu în centrul atenției, dar suntem băgați în seamă din acest punct de vedere de către anumiți factori decizionali. Pentru că am fost prezenți aproape tot timpul pe harta manifestărilor culturar-artistice, gastronomice care s-au realizat în județul nostru. Apropo de acest lucru, nu mai departe, iată festivalul reciturilor care a avut loc pe 17 septembrie la Tismana, deja este a fost la opta ediție. 8 ediții în care s-au reunit în localitate și nu numai la Tismana, pentru că a fost un eveniment itinerant, am realizat de 2 ori la Peștișani, odată la Arcani și de 5 ori la Tismana acest eveniment, care deja a ridicat ștacheta turismului local prin faptul că foarte, foarte mulți turiști din județul Dolj, din județul Vâlcea, Hunedoara, au participat de fiecare dată la acest eveniment și nu numai la acest eveniment. Tot la Tismana se organizează în luna octombrie acel festival al castanului, iarăși manifestare care este cam la, cred că la a treia ediție. Nu mai vorbesc de sărbătoarea căpșunilor de la Polovragi din luna mai, ne mai vorbim de celelalte manifestări tradiționale legate de transumanță, urcatul oilor la munte sau coborâtul oilor de la munte, foarte manifestările de Sfânta Maria de 15 august, eveniment care este sărbătorit în nu numai în județul Gorj, ci în toată România, dar cu predilecție în zonele mănăstirilor și mai ales la Tismana, unde acest
Această sărbătoare este foarte bine scoasă în evidență. Și chiar vin foarte mulți turiști din țară. Sigur, sigur, sigur că da. Sunt mii de turiști care participă la slujba de Sfânta Mărie. Vorbesc de Sfânta Mărie Mică din septembrie sau celelalte manifestări legate de sărbătorile religioase care se țin cu sfințenie încă în județul Gorj, atât prin ceea ce se pune pe masă, prin portul popular pe care îl îmbracă localnicii la aceste zile de sărbătoare. Și continuăm, probabil, atât timp cât vom avea anumite posibilități, să realizăm aceste evenimente. Evenimente care sunt create la un nivel micro, pentru că practic voluntariatul este pe cât de lăudabil, pe atât de păgubos, și dacă nu sunt bănuți să poți realiza aceste manifestări la un nivel macro, normal că ele iasă în evidență, dar la un nivel pe care ni-l propunem de a atrage în zona locală. Ce ar însemna să faci un festival de ca cel al răciturilor la un nivel de 5 ori mai mare ca învergură decât pe care îl realizăm la ora actuală, prin atragerea de sponsori, prin atragerea de societăți care practic să se implice în aceste manifestări, și nu numai la acest festival, ci și la alte manifestări ale genului. Ce mi-a plăcut însă foarte mult pe agenda de lucru a fost faptul că au fost invitați ai centrelor naționale de informare și promovare turistică din județele vecine, din județul Hunedoara, județul Vâlcea, județul Olt. Și la noi în Târgu Jiu s-a inaugurat acest Centru Național de Informare și Promovare Turistică într-un spațiu bine ales, bine amenajat, bine dotat și bine alimentat cu materiale de promovare realizate de către Primăria Târgu Jiu, materiale realizate de pensiuni, de hoteluri, de restaurante care își expun acolo fără niciun fel de taxă materialele de promovare, începând de la cărți de vizită, pliante, ilustrate, care au toate datele care permit rezervările la o anumită locație de acest gen, ori din municipiul Târgu Jiu, ori din județul Gorj. A fost practic un schimb de experiență binevenit pentru colegii Centrului de Informare Turistică din Târgu Jiu, prin un schimb de opinii legat de modul de atragere a celor care își expun materialele în aceste centre. Au fost întrebări puse viceprimarului Adrian Tudor legate de această activitate și ce m-a bucurat foarte mult, faptul că un primar din Olt, din comuna Dobroslovene, a venit cu trei angajați ai primăriei tocmai pentru a vedea ceea ce înseamnă acest aspect al promovării turistice a unei zone. Ei fiind la Șes, unde atracțiile sunt mai puține decât într-o zonă spectaculoasă montană, ei au văzut ceea ce au realizat colegii lor atât din județul Gorj, cei din județul Hunedoara sau din județul Vâlcea, și probabil că vor pune în practică la acasă, la dânsii, ceea ce au văzut aici, și cred că acest timp de experiență a fost foarte util pentru participanți. Mai ales că acolo, în centru acesta, am spus, foarte bine dotat, s-a realizat o comuniune de idei, s-a socializat între cei care au participat după ședința Consiliului, după ședința dedicată Zilei Mondiale a Turismului.
În ultimul minut de emisiune aș vrea să-mi spuneți ce planuri de viitor are asociația, foarte pe scurt, asociația Acasă la Brâncuș, prin partenerii săi, printre care Consiliul Județean, primăriile din zona montană, Primăria Târgu Jiu, ONG-uri, societăți și agenții de turism. Da, sunt două aspecte pe care le-a scoate în evidență. În primul rând, zona Rânca, Transalpina. Transalpina, care este un obiectiv de marcă al județului Gorj, obiectiv care a crescut interesul pentru această zonă și care atrage mii și mii de turiști anual pe această șosea, cea mai situată la cea mai înaltă altitudine, cu tot ceea ce ține de peisaje, tot ceea ce ține de agrement, tot ceea ce ține de a trece mai ușor din munteni, din Oltenia înspre Ardeal, pe această șosea care scurtează foarte mult căile de acces tradiționale de pe Valea Oltului sau de pe Valea Jiului. Și este acolo o asociație a cabanierilor din Rânca, al cărei președinte se implică în mod serios, fiind un vechi om de turism, se implică în mod foarte serios, consecvent și perseverent în proiectele care ar ridica gradul de confort al zonei, să spunem, stradale din, nu din stațiune, pentru că nu are încă un statut de stațiune, din acele două cartiere ale Novacelui și Baia a localității Baia de Fier, care sunt concurente, dar care au nevoie de câteva amenajeri peisagistice, să dispară tot ceea ce ține bolovani grămezi de moloz. Și aici ține de spiritul gospodăresc al fiecărei locații, al fiecărei pensiuni. Proprietarul, dacă își nivelează terenul, plantează verdeață foarte mult, atrage foarte mult, face niște locuri de parcare. Un alt proiect pe care, dacă se va reuși să fie implementat în județul nostru și care se referă tot la imaginea legată de Constantin Brâncuș, este un proiect foarte generos pe care la o ședință a asociației noastre l-am auzit de la domnul Cepoi, directorul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Tradițiilor Gorjului, un proiect care își propune realizarea, începând de la Hobița la Târgu Jiu sau invers, de la Târgu Jiu la Hobița, a unei zone care se va întinde numai puțin pe 25 de kilometri, atât este distanța dintre Târgu Jiu și Hobița, natală a lui Brâncuș, și care își propune să creeze în toate localitățile legate care sunt pe acest traseu, să se realizeze pensiuni, hoteluri, puncte de vânzare ale meșterilor populari, și chiar am văzut acele segmente în care se pretează pentru realizarea acestui proiect. De la Hobița până la Peștișani, unde, din nefericire, dar sperăm că în curând vor apare pensiuni legate de acest eveniment. În zona Peștișanului este bine pusă la punct în privința pensiunilor care pot să cazeze turiști, le poate servi masă, obiectivele turistice din jur care pot fi vizitate de către turiști. Este apoi zona Peștișani până la cantonul Bâlții, unde este un peisaj nemaipomenit pentru ridicarea și construirea unor locații destinate turismului și care s-ar preta pentru acest proiect. Urmează zona Arcani, care la fel este bine reprezentată prin pensiunile turistice care sunt acolo, chiar pe marginea șoselei sau la distanțe relativ mici, ne mai vorbim de obiectivele turistice marcante
din zonă și apoi zona de la Arcani până la Rasovița și până la Lelești, unde iarăși sunt terenuri virane, terenuri care nu sunt puse în valoare pentru acest proiect care ar fi generos pentru dezvoltarea turistică a Gorjului. Mulțumesc, domnule Radu Ciobanu, pentru prezența de astăzi în studioul nostru. Să sperăm că dumneavoastră, ca asociație, veți putea și veți avea ce să promovați din ce în ce mai mult, Gorjul să arate din ce în ce mai bine și să se angreneze toți în această activitate turism, care este o mină de aur a Gorjului ce poate fi exploatată și putem trăi bine din turism. Da, e foarte bine și sperăm să îndeplinim, dacă nu noi, cei care vor veni după noi, prin perseverență, prin consecvență, dezideratul propus. Mulțumim și dumneavoastră, dragi telespectatori, pentru atenție. La revedere!